Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea din teren. Sunt Ionița Ilie și iar astăzi vă voi pune în temă cu lucrările care se desfășoară în comuna Ocna-Șugatag. Este vorba despre lucrări ample la Centrul de Informare Turistică, la aducțiunile de apă și canal, dar și la noua piață agroalimentară. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba. În ultimii ani, în Ocna-Șugatag se fac lucrări ample de îmbunătățire a condițiilor în care comunitatea de aici își duce traiul. O echipă din cadrul primăriei se ocupă de proiecte importante cu finanțări europene, parte dintre ele fiind deja realizate, sporind astfel gradul de confort oferit cetățenilor. În momentul de față există 4 proiecte ce au fost demarate de curând, proiecte cu care administrația publică locală de aici se mândrește, dar care sunt apreciate și de către comunitate. Aici, în comuna Ocna-Șugatag, se lucrează intens pe mai multe fronturi în același timp. Știm că dumneavoastră v-ați ocupat de mare parte din aceste proiecte care sunt în desfășurare. Să ne spuneți cum ați început să scrieți aceste proiecte, să vă ocupați de ele pentru a putea fi finanțate, că majoritatea sunt cu fonduri europene. Avem în derulare 4 proiecte pe fonduri europene, plus unul pe un program guvernamental. Am început să mă ocup de proiectele europene începând cu 2010, odată cu semnarea primului proiect pe fonduri europene, un proiect integrat în valoare de 2 milioane jumate de euro. Proiectul respectiv cuprindea 5 obiective, 3 obiective de infrastructură: rețea de apă și canalizare plus stație de epurare în localitatea Breb, un drum vicinal în sat Șugatag și un proiect, un centru de informare, un centru de zi pentru vârstnici în comuna Ocna-Șugatag, iar ca și proiect cultural, dotarea festivalului Tânjlaua de la Mara, festivalul care îl avem noi anual, care se desfășoară întâmplător chiar acum duminică 10 mai, cu scenă, sistem audio. S-au concretizat aceste proiecte? Au fost duse la bun sfârșit? Da. După semnarea contractului în 2010, a fost mai greu implementarea, neștiind prea bine noi din cadrul primăriei și multă altă lume, inclusiv de la agenție, cu ce se mănâncă proiectele cu fonduri europene, schimbări de la o zi la alta în implementare. Am învățat, am văzut că se realizează ceva, rămâne ceva după acele proiecte și am început să mai scriem și noi proiecte, să mai ne mai interesăm, să mai facem proiecte, să încercăm implementarea lor, să le depunem spre finanțare. Așa că la ora actuală avem 4 proiecte, cum am spus, pe fonduri europene. Avem proiectul mare despre care vă vorbeam, avem în derulare un centru de informare turistică, pe care ziceți că l-ați văzut, care este la faza de acoperiș. Urmează instalațiile interioare și amenajările exterioare ale ei, spații verzi. Avem piața agroalimentară, prin care dorim să înființăm o hală pentru produsele tradiționale din zonă. Și avem, care astăzi am încheiat un proiect pe fonduri europene, un proiect cu care mă mândresc, scris de mine chiar de la început, de la foaia goală, l-am scris de mine, o achiziție de utilaj, un buldo excavator cu dotări pentru tot ceea ce are nevoie primăria, cu lamă pentru zăpadă, pentru a fi folosit iarna, cu perde curățat străzi, cu tot ce e necesar. Astăzi l-am încheiat, avem confirmarea, am primit notificarea de la satul mare, la ultima cer de plată ne-au fost virați banii și am încheiat proiectul. Pe lângă proiectele astea, 4 cu un derulare, avem proiect pe PNDL, canalizarea în comuna Ocna-Șugatag, aferentă drumului Baia spre Bârsana, la care se lucrează intens și atunci am grăbit și noi un pic lucrurile, obținând finanțare de la guvern și se execută și aia la momentul ăsta.
Sunteți mândru când vedeți că ați avut o contribuție atât de mare în realizarea acestor proiecte. Ați făcut atâția oameni fericiți de aici din comună care au așteptat cu sufletul la gură ca aceste lucrări să se desfășoare aici în comună. Da, sunt mândru că am contribuit la asta în mare măsură. Nu am realizat astea singur. Ideile de aplicat de fost al domnului primar, care la nivelul primăriei au format o echipă din 5 persoane care fac parte eu, care m-am ocupat mai mult fiind de la început, lucrând pe asta 2-3 ani de zile, lucrând fix pe asta. După aia, având volum așa mare de muncă, domnul primar a considerat necesar să mai implice și alți funcționari în derularea proiectelor. Și împreună cu echipa, cu ceilalți, lucrăm în fiecare zi, facem acte, în fiecare colaborăm cu centrul regional de la Satu Mare, unde se depun documentele, informații suplimentare. Și așteptăm cu sufletul la gură un răspuns. Astăzi am avut notificare de prelungire a contractului de finanțare pe 3.2.2 până la sfârșitul anului, când sper să-l putem încheia, pentru că mai avem vreo 10%, deci doar stratul de asfalt la drum, în rest, obiectivele de infrastructură, apă, canalizare sunt 100%, centrul de informare turistică de zi pentru vâznici realizat 100% și dotările la Tânjaua Hotenarilor realizat 100%. Piața de agroalimentară a început să se lucreze. Comuna Ocna-Șugatag va beneficia în curând de o piață agroalimentară la standarde europene. În acest sens a fost depus un proiect care a primit finanțare și care a demarat zilele trecute. Lucrările la piață, ordinul de începere a lucrărilor l-am dat de 2 săptămâni și tot atunci a început să lucreze firma. Gândesc că sunteți persoana cea mai în măsură să ne povestiți puțin despre ce cuprinde acest proiect. Cum va arăta piața agroalimentară când vom putea spune că este finalizată? Cum sperăm să arate piața agroalimentară, conform proiectului? Vă spun acum, ideea o pornit de la, având o piață veche, unde țăranii veneau și își vindeau produsele lor, așa, încet, încet, ca în orice piață, au început să se vândă și produse din supermarketuri sau aduse din Turcia de către alți comercianți. Și încet, încet, cei care veneau din satele din jur să-și vândă produsele lor, laptele, smântână, brânza, erau tot mai marginalizați, tot mai în spate. Și atunci ne-am gândit, Ocna-Șugatag, având ca și localitate o populație așa mare, fiind în expansiune, construindu-se case noi, întorcându-se din străinătate, plus o medie de 10.000 de turiști pe an la stațiuni, vara, iarna, acum, de când sunt pârtii la Cavni, chiar pensiunile ocupate, ne-am gândit, toată lumea, la un moment dat, produse tradiționale, așa e trendul acum. Și venea, păi știți, eu nu am masă să-mi vând, că vinde. Și atunci am zis, hai să facem o hală frumoasă, cum am văzut în alte părți, doar pentru produsele astea. Pentru că există piața mare unde se pot vinde alte produse. Doar și să facem din săptămânal, să facem bisăptămânal sau chiar de 3 ori pe săptămână, să poată veni în orice zi stabilită, turistul din stațiune sau omul din Ocna-Șugatag să cumpere un produs proaspăt de la țăran, făcut efectiv produs acasă. Și atunci ne-am informat, am contactat un proiectant care ne-a prezentat diferite idei de proiecte și piața va arăta o hală cu mese interioare, frigorifice, cu vestiare, cu tot confortul necesar, plus mese exterioare. E frumos, un design modern, apa caldă și energia va fi realizată prin panouri fotovoltaice amplasate pe acoperișul hălii. Deci să fie un fel autonomă, un pic autonomă. Va fi la standarde europene, va avea toate condițiile necesare. Va fi la standarde europene, pentru că fiind un proiect pe fonduri europene, nu
nu putea fi aprobat dacă nu îndeplineau toate condițiile de igienă, de amplasare, de tot după standardele lor europene. Păstrată zona. Nu ni se par câteodată prea mult sau prea complicate, dar ajungând la finalizarea unor proiecte, îți dai seama că sunt bune sau că sunt făcute pentru ceva bun. Am vorbit și noi cu oamenii și erau foarte încântați de aceste lucrări, cu producătorii care vin săptămânal aici și își vândă produsele. E un pic mai dificil acum pentru ei că se lucrează în zona în care obișnuiau să își vândă marfa, astfel că au fost amplasați undeva mai în spate. Dar în ciuda disconfortului, oamenii sunt foarte mulțumiți. E o stare de bine când vedeți că totuși apreciază faptul că se face ceva? Da, e o stare de bine când vedem orice ce se face, inclusiv că se sădește un pom. Și, după cum ați văzut, noi ne-am adaptat și la faptul că lucrează acolo și am luat prin surprindere pe cei care au venit. Ieri s-a reușit amenajarea, improvizarea unor mese în jurul locației care era prevăzută. Dar lucrările vor dura puțin, este un proiect de sub 100.000 de euro, constructorul e serios, lucrările merg și în 2-3 săptămâni sperăm să avem hala. Până la finalizarea lucrărilor, autoritățile publice locale au găsit o soluție provizorie care să vină în sprijinul comercianților și a cumpărătorilor. Este un proiect pe care locuitorii comunei, dar și cei care vin să își vândă produsele la Ocna Șugatag, îl așteaptă de ani de zile. Veniți des aici la piață? O dată, pe săptămână? Dacă. Se organizează? Da. Și cum e? Frecventată? Vine multă lume? Bine, așa, în general. Dar nu cu produse ceva de vânzare sau? Da, eu am pui. Dar nu și aveți, aveți clienți? Cumpără lumea. 10 pe zi. Investiția e mare și venitul mic. Știți că se organizează, se construiește aici o piață. E bine, ar fi bine să fie mai curat, da, foarte bine. Decât pe marginea străzii nu e prea igienic. Să pui lactatele și astea în praf. Trece mașina, acum plouă. Dacă nu o să fie ploaie, se pune pe brânză și tu o cumperi și o mănânci. E o hală acoperită la standarde europene. Păi nu, așa trebuie. Da, o să fie bine. Chiar dacă plătești un leu, doi, știu, o taxă, dar e ceva igienic, nu? Nu poți să, vedeți, nu, trece animalul, trece mașina și eu mă duc și cumpăr brânza sau ce cumpăr. Da, e un lucru bun atât pentru cei care cumpără, cât și pentru cei care vin cu produse. Sunt mai protejate. Eu zic că e un lucru bun. Orice e bine venit. Dar se lucrează intens. Dar oamenii gândesc altfel, știi? Zice, bă, mai dau un leu, doi, stau pe marginea străzii. Dar faci rău și ție și la altă. Că sunt și care... Mănânci tu. Și tot din praful ăla mănânci, nu? Logic. Mai sunt și care ar prefera să nu dea niciun ban și să rămână în continuare. Da, așa e. Asta e la noi. Până o să schimbă mentalitatea, o să mai dureze. Generația următoare. Veniți des aici la piață? Mai venim așa când avem nevoie. Știți că se va construi aici o piață acoperită cu hală? Cu... Cred că se construiește. Faină. Credeți că e o idee bună să aibă oamenii condiții unde să-și vândă produsele? Nu e bună. Mai unii stați să vin să cumpere. Eu cred că e bună de mine, zic. Pentru mine, cred că e bună. Dumneavoastră cumpărați, mai cumpărați produse de aici din piață? Noi vindem, nu cumpărăm. Și cum e pentru cei care vând produse? E o idee bună să stea undeva feriți de ploaie, de soare? De ploaie, de soare să aibă, să nu stai... Fie o piață europeană, să putem să nu fie praful pe marfă, să nu fie soarele, să nu fie frig la noi iarna, apă ne trebuie ca să spălăm mâinile, ca să... No, igienie, igienic, da, să ne fie igienic, da, așa ne-a spus primarul, că se va construi o piață frumoasă, cu mese acoperite, nu cu alea așa cum au fost... O zis că cu mesele frumoase unde să spui de pui marfa acolo la rece produsele, da, da, vara la rece, da, apă cu ghivetă, cu de toate să fie. Sunteți bucuroși că în sfârșit vor fi? Sigur, da, sigur, condiții, că și la Sighe s-au făcut tot așa și condiții care să poți cu igienă, cu o tauletă trebuie un, nu, mă rog, nu,
Sunt oameni care vin de dimineața și stau cu produse. De dimineața de la 6:30, 7 vii și 9 până la 1 durează piața joia aici, da. Da. O spus că să venim zilnic, câte 2-3 persoane să fie, ca să fie, mai ales când sunt turiști, să fie marfă, să fie, să poată să cumpere de toate. Așa ne-a spus domnul primar, să veniți câte 2-3 în fiecare zi, să vă părândați, să veniți să fie, să cine dorește să-și cumpere un kilogram de brânză, un lapte, un proaspăt să fie. Și noi dorim asta. Cum vă descurcați în prezent? Nu știu, vedem că e ploaie, e soare, sunteți nevoiți. Umbrele, uitați cum îmi stă umbrela, o punem aici, acoperim când e un nylon cu un cilofan frumos, ce să facem, unde să ne vindem produsele? Cum putem, cum putem, da, e foarte greu. Și că nu trece și că e ieftine, foarte ieftine și... Dar trebuie, dacă muncim și punem, no. Și noi avem 5 vaci, porci, de toate aia acasă, no. Ce să facem, din ce să facem un ban? De unde sunteți dumneavoastră? Hărnicești, da. Veniți în fiecare săptămână aici la Ognaș? Care joie, da, în joia, da. Când e piață, că n-ai unde să îl duci la laptele, nu ți-l plătește, la 3 luni pentru lăptărie, pentru la unde să ia lapte, să colectează. Și foarte ieftin, no, foarte ieftin. Și noi când stăm și punem coasta, fânul, lucratul cu vitele, curățatul, mulsul, na, și noi facem, da, facem smântână la separator din ăla, o filtrăm să fie o smântână bună, să nu fie acră, să fie clientul care ne cumpără să fie mulțumit, na, de noi. Și sunt clienți, vine lumea să cumpere produse de aici, de la Ognaș Ugatag, că am întâlnit tot fel de oameni de prin localitățile limitrofe. Vin de aici, din Ognaș Ugatag, că multă lume nu ține, sunt care și țin, sunt de la țară, care mai țin și vin. Vin ăștia ce sunt la stațiune, se aprovină turiștii, vin și-și mai cumpără un fruct, un lapte, un ou, un smântână, o brânză, no? Astea, da. Da, da, că sunt foarte bune de aici, de la noi, din zona asta, fiindcă e pășunat și oile să mănâncă numai verde și nu produse naturale și nu sunt cu chimic, cu gunoi de gras și cu de toate. Și sunt produsele foarte naturale, e foarte bune, nu? Și sunt mulțumiți de ele și le place. Na, asta și e. De prețuri, ce părere au? Cum sunt prețurile aici în zonă? Cum negociem? Nu, tu spui, pe mai lei și mai, nu, ca să-ți poți vinde. Dar... Câți clienți aveți într-o zi? Da, da. Păi mai vinde, mai ducem acasă, mai mergem la Siget, ce nu trece, na. Ne năcăjim foarte puternic, vă spun. Fiindcă ar fi bine să fie plătită, să fie să-ți o ia cineva de acasă, să ne adunăm mai mulți, dar nu știu ce se întâmplă. Cum se trec? Foarte rău. Foarte rău. De ce? Nu prea sunt clienți? Nu, just clienți puțini și marfă multă și tare rău trec. Ce ați adus de vânzare asta? Păi caș, slănină, smântână, de tache. Da, produse de acasă. Știți că se construiește aici o hală nouă, unde veți avea condiții mai bune, veți putea să vă puneți produsele la frigider, la rece. Credeți că va fi mai bine? Vor fi clienți mai mulți? Nu știu câți clienți or fi, dar taxe or fi mai mari. Ca așa pe unde merem, taxe îs mari, dar clienți sunt puțini. Dar și acum trebuie să plătiți pentru mese, pentru a vă vinde produse? Mă, nu ne-o luat până acum pe aici, nu ne-o luat nimic, dar sigur după ce se face, s-a luat. Dar cum vă descurcați? Nu știu, când e soare, când e ploaie, cum vă descurcați cu produsele? Adică avem frigideri, punem acolo și... Când aducem la piață, mai scoatem, ce să facem. Sunt clienți când plouă, când e vremea rea? Nu prea. Numai acum că îmblă o lumea, tare multă lume la ape aici și mai circulă lumea și mai cumpără mai, și mai puțin și mai mult. Și nu. Ați reușit să vindeți ceva astăzi? Cât de cât? Am vândut, dar slab, puțin. Încă mai am aici marfă. Ați venit de undeva din apropiere, din ceva loc? De la sat Ugatag. Tot o comună suntem cu Ogna aici. Da. Și veniți în fiecare săptămână? Venim, nu. Că de bani tăniia în fiecare zi. Numai tare greu. Noi când avem pensie la sate, n-am lucrat nicărit în agricultură și e foarte greu. Da, aia țineți veniturile, dar foarte, foarte greu. Nu. Se mai întâmplă să duceți produsele înapoi acasă să nu se vândă? Acum, și acum om duce, că ne rămâne ea. Că n-avem cui să le vindem și le-om duce, ce să facem. Poate că vor fi mai mulți clienți când vor fi altfel de condiții. Nu știu cum a se. Știu că taxe ne-or pune mai mari.
Vă cam sperie oarecum că și așa faceți bani puțin din produse? Puțin și de unde mai să plătești taxe, e cam greu. Trebuie să zic cu banii în buzunar și de unde banii scoți. Veniți în fiecare săptămână? Venim, de unde sunteți? Din ce? De la Sașugătan. Și cum se vând produsele? Reușiți să vindeți ceva într-o zi de piață? Da, vindem. Astăzi a fost mai slab. Poate timpul, ploi. Vremea să fi fost de vină? Poate, sau poate nu-s bani, eu știu. Dar ce părere aveți de hala care se va construi pentru a vă vinde produsele? E bună că să fie cu frigorific, am înțeles. Apă caldă, rece. Da. În septembrie. Credeți că e o idee bună? Credeți că va ajuta persoanele care au produse de vândut sau cei care cumpără? Sigur că da, cum să nu. Igienic, nu-i aici. Ma, e mai dificil așa, că tot trec mașini, mai plouă, mai e praf. Dar acum nu, ce să facem? Trebuie să-l eliberez aici. Se mai întâmplă să mergeți cu produsele înapoi acasă, să nu se vândă? Astăzi... Să mergem. Dar turiști nu sunt. Pe timp de vară cum e când sunt turiști? Sunt turiști, dar mai puțini. Astăzi nu au venit, eu știu. Mai bine comercializate din tot. În condiții optime. Da, absolut. Deci e o idee bună, e o lucrare care merită pentru... Absolut. Sunteți de aici, din localitate? Nu, de la Călinești. Și veniți des aici, în piață? Da, da, da. Foarte mult, să știți. Cum se descurcă acum oamenii cu produsele? Când plouă, când e soare? E mai greu pentru ei. Da, foarte greu. Dar pe omul face ce poate și cum poate. Când poate vine, când nu poate sta acasă și așa. Se întâmplă câteodată că nu sunt așa de mulți comercianți aici în piață? Da, așa, așa, așa. Sunt destui. Până în momentul de față. Vom vedea ce mai fi de acum. Și prețurile cum sunt? Accesibile. Eu mai avea cui vinde, bine ar fi. Dar nu știu cum îmi vinde, că nici nu putem vinde, tata ziua nimic aici. Nu prea sunt clienți? Nu sunt clienți, da. Noi cu marfă suntem destule aici, apa mea asta și nimic, nu avem cui vinde. Nu avem cui vinde. Dar nu e sezonul acum, nu sunt turiști? Aici nu pe este, că nu-i multă lume. Alți au vaci, alți au punei în pământ. Știți, e lume puțină, puțină care să cumpere. Din la sate nu cumpără nimeni, numai din aici, din Ognă. Nu. Dar veniți în fiecare săptămână? Vinim în toată joia. Dar nu vindem, nu. Din Călinești. Și am vândut și astăzi de 30 de lei. Să merită să zi aici 3 km și să stai aici toată ziua. Nu se merită. Sunt slabe. Foarte slabe. Foarte slabe. Și veniți de dimineață, de la prima oră? Dimineață, da. Pe la 7 am fost aici. Ascult, te pregătești și zi. Nu faci nimic. E până la 12, la 1. Între 12 și 1, așa. Foarte slabi. Marfa noastră nu se trece, foarte slab merge. Numai muncă multă și ieschină. Numai ce cumpărăm e scump, de la stat. De aici, în ingate, ce cumpărăm, tot e scumpe. A noastră, noi nu putem face nimic cu marfa noastră, nu putem trăi. Poate că după ce se va construi o hală, vor fi condiții mai bune, poate va veni lumea să cumpere. N-are cine cumpăra de aici, nu. N-are cine cumpăra. Nu cine cumpăra. Noi zinim că ce să facem cu marfa. Că la lăptărie laptele este, înghitătul nu se merită să-l duci. Aici nu se trece. Nu ieșim nicicum bine. Munciți mult pentru a aduce produsele? Agricultorul țăranul foarte mult muncește. Și haznă puțină. Înghitătul puțin avem. Că nu-i cui vinde. Cui vinde. Și ei îmi bagiocură. Să fii sănătoasă. Ei îmi bagiocură la lăptărie cu 60 de bani, cu 80 de bani litru de lapte, dar se merită, că nici nu se merită mult. Nu se merită. Și aici, la cât reușiți să vindeți? Păi o sticlă cu 5 lei. 2 lei 50 litru. O sticlă de 2 litri, 5 lei. Și cam câte sticle reușiți să vindeți într-o zi când veniți joia? 3 sticle am vândut astăzi și 2 mi-au rămas. Ce veți face cu ele? Nu, bine, ce să fac? Iar îl duce înapoi acasă. Îl duce înapoi acasă, n-ai ce face, alte ceale. Ce să faci, să-l arunci pe aici? N-ai ce să faci. Nu. Și tare greu de dus în spate. E foarte greu. Veniți cu ceva mijloc de transport? Cum am zinit cu băiatul. M-a adus băiatul până aici, prin colo. Cine mai stă după tine, chiar de ziua? Veți merge cu ocazie sau? De ce ocazie? De nu pe jos. 3 km pe jos. Merită? Se mai întâmplă să mergeți și pe jos?
Sigur, de cele mai multe ori. Dar câteodată și mai vin, știi? Dar astăzi nu știu ce-o fă pentru ploaie, o fă rău astăzi. O fă foarte rău astăzi. Depinde foarte mult și de vreme. Și vremea. Nu fă, joi o fă mai bine. Joi o fă mai bine, dar astăzi mai slab. Veți veni totuși și săptămâna viitoare, mă gândesc. Dacă om ajunge și om trăi, vom veni. Că aici e mai aproape. Decât să te duci la Sighet, la Sighet e 20-30 de kilometri, aici e mai aproape. Zi mai cu spori.